De 161 de ani sărbătorim astăzi Ziua Marinei. Muzeograful Dan Dragoș Sichigea îți spune cum a început totul. Istoria Marinei Române Moderne începe în 1860, la începutul domniei lui Alexandru Ioan Cuza, când, în cadrul procesului lui de unificare administrativă și instituțională, unificându-se întreaga armată, s-au unificat și cele două mici flotile ale Munteniei și ale Moldovei. Și iată, ia naștere corpul flotilei, cum se numea el. Marina română a participat activ la toate războaiele duse de poporul nostru. În prezent, forțele navale române au în dotare trei fregate, fregata Regele Ferdinand, Regina Maria și Mărășești. Marina este integrată în structurile NATO și reprezintă România în exercițiile comune cu aliații. Flota militară maritimă a României are aproximativ 45 de unități ce operează în Marea Neagră și 15 unități care operează pe Dunăre.